Bună! Numele meu e Anemarie și în următoarele 3 minute... Auzi, fii sincere, spune-le că e a 3 ore când ai început. Bună! 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 Numele meu e Anemarie, el e Andrei, prietenul meu. Și în următoarele 3 minute o să facem The Whisper Challenge. Deci să înțeleg că 3 minute la tine nu sunt chiar 3 minute, adică... 3 minute la tine nu sunt chiar 3 minute. Nailed it! Am făcut un clip cu Andrei din mai, Whisper Challenge. El îmi spune mie chestii, eu am căști pe urechi și muzică foarte tare dată în căști. N-au ce spune, trebuie să-i citesc pe buze și să reproduc ce spune el. Cum se întâmplă de obicei, chiar dacă n-ai. Mersi. La fel și reciproc. Nu se întâmplă de obicei că nu te bagă în seama. Vai, ce piesă urâtă! Sper să faci tu o ciorbă după clipul ăsta, după filmarea asta. Ce? Sper să faci și tu... Uite-te la mine! Păi mă uit la ei că ei... Nu, la mine! Adică asta ai înțeles. Sper să faci și tu o ciorbă după clipul ăsta. Spațiu faci o oală pentru ei. Da, să facem o oală pentru ei, mai mare, să mâncăm toți. Lumea trebuie să știe că l-ai înjurat foarte urât pe Ponta. N-am înțeles nimic! Lumea trebuie să știe că l-ai înjurat foarte urât pe Ponta. Lumea trebuie să știe că am cântat foarte urât pe Moga? Lumea trebuie să știe că l-ai înjurat foarte urât pe Ponta. Da. Foarte urât. Șocant. Vezi aici ce mi-ai citit pe buze. Aoleu, sub-am. Ciocami. Vai, bă, fără mondovenisme. Ciocami, deci, solgato. Exact. Ciocami, deci, solgato. Învățăm și poloneză la vlogul de mar. E ok? O iubesc pe soacră mea. Încă o dată. O să sună dubios. 100 pentru persoana mea. O iubesc pe soacră mea. Asta am zis. Vai, cum a fost asta. Asta a fost limbă de Antena 3. Îmi plac mult pițipoancele. Nu știu, lasă-mă un pic, ai voie de piesa. Ce țipă ăsta, frate? O plac pe pițipoanca. Îmi plac mult pițipoancele. Îți plac. Bă, am fost aproape, aproape. Aproape. Asta nu e cu puncte sau ceva? Nu. Aș vrea să-mi... Uite-te la mine! Aș vrea să-mi operez nasul. Aș vrea să-mi o bagi la subsoară. Aș vrea să-mi o prindă nasul. Da, așa ai zis acum. Aș vrea să-mi o plimbă între sus. E porno? Ia, ce era? Aș vrea să-mi operez nasul. Ce apropouri. Nu mi-a plăcut niciodată cum dansez. Mamă, ce atentă. N-ai fost niciodată. De câți suntem împreună n-ai fost așa atentă la mine? Nu mi-a plăcut niciodată de țâțe. Nu mi-a plăcut niciodată cum ai cântat? Adevărat și asta. Dar nu. Dar nu mi-a plăcut niciodată cum dansez. Să știți că eu dansez foarte da, frumos! Hey. La cât ești tu de friguroasă, sper să faci niște bani cu vlogul ăsta. Alice e foarte frumoasă, sper să înțeleagă și ce de pe YouTube asta. Dacă ai ști să faci prăjituri, am rănit 44 de hoți. Trebuie să mă iau ceva, să mă iau de tine. Ai început sau nu? Nu, n-am început. Ai mai zis ceva după? N-am mai zis nimic. Zi de la ce pot. Sper să n-ajungi niciodată la Vocea României. Sper să n-ajungi în școală vreodată asudată. Și eu sper la fel. Adică ce puțin nu să cânt. Adică știi că sunt oamenii aia care merg acolo și o bagă pe aia. Bă, eu o susțin, e un vis de ei. Bă, eu n-o susțin. Atâta, bă, deci cântă urât. E clar cine e câștigătorul Whisper Challenge de astăzi, dar vă las pe voi să decideți în comentarii cine a câștigat dintre mine și Andrei. Și dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un thumbs up și un share pe rețelele voastre sociale. Nu uitați să vă abonați la vlogul de marți pentru că pun un clip nou fiecare marți, luni și vinerea. Și dacă vreți să mai fac clipuri cu specimenul ăsta, tot așa, un comentariu.
închemiat de la și un specimen. Da, un specimen, un specimen. O față de alien. Cu specimenul ăsta să așa și dintr-o apă și puteți uita. Bună, sunt Anemarie și în următoarele câte minute ori fi, eu o să vorbim despre igiena la români. Pentru că treaba e serioasă. Salut, pentru că astăzi în vlogul de marți avem un urs, un chestie. Cine nu știe pe tequila, nu știe ce faceți cu viața voastră. Nu! Ce?